Dacă în urmă cu un an de zile administrația locală din Vulcan era premiată pentru proiecte inovatoare, acum aceștia încă au dificultăți în ceea ce privește înțelegerea tehnologiei. Pe raza municipiului Vulcan au fost montate panouri solare, investiția fiind gândită atunci pe baza unor rațiuni economice care ar fi dus la reducerea facturilor la energia electrică. La mai bine de un an de zile de la finalizarea proiectului, cei din administrație încă fac teste la panourile solare. Zilele acestea am avut o discuție cu domnul director uh, Faralin, nu este inițiativa mea, este inițiativa din. adică, în urma uh, sfătuirii între noi doi, vrem să le oprim, să vedem, uh, să oprim alimentarea de la rețea, să vedem exact cam cât, uh, cât funcționează doar pe bateriile solare, ca să ne putem da seama cât de eficiente sunt. Municipiul Vulcan este iluminat cu becuri alimentate de panouri solare, sistemul fiind o premieră pentru România. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere a bulevardului Mihai Viteazu a fost demarată la sfârșitul lunii ianuarie 2011 și se ridică la valoarea de 30,3 milioane de lei.